Serviciul județean de ambulanță Bacău a intrat în noul an cu o mulțime de probleme, dar și cu așteptări mari. Principalul obiectiv al echipei manageriale este creșterea calității actului medical. O primă veste bună a venit de la Ministerul Sănătății, care anunța că demarează procedura de achiziție a unor autoutilitare noi. Acestea vor ajunge probabil în luna martie în parcurile auto ale serviciilor județene de ambulanță. Între timp, la ambulanța Bacău se desfășoară o acțiune mai puțin obișnuită de pregătire a personalului medico-sanitar. În vederea creșterii calității actului medical oferit de către personalul serviciului de ambulanță Bacău, am achiziționat un manechin destul de performant cu care să facem instruirea personalului, astfel încât acesta să capete deprinderi din ce în ce mai complexe și să poată oferi o calitate actului medical comparabilă cu standardele europene. În aceste zile au loc și negocierile între conducerea ambulanței și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru prelungirea contractului de finanțare din 2010. Actul adițional nu va aduce mari schimbări în bugetul serviciului de ambulanță, dar echipa managerială își pune speranța în contractul pentru 2011, care va intra în vigoare la 1 aprilie. Principalul obiectiv al viitoarelor negocieri îl va reprezenta stabilirea unui raport corect între finanțare și necesarul serviciilor medicale de urgență prespitalicești.